Salutare, salutare tuturor! Astăzi vreau să verific centrala mea termică. Am o problemă cu presiunea apei calde, deși presiunea apei reci este ok. Haideți să facem o mică probă. Pe apă rece are presiune, pe apă caldă presiunea este foarte scăzută. Aici suntem la bucătărie, cât de cât presiunea pot spune că e ok, dar la baie este foarte mică presiune și am tot timpul probleme cu dușul. Mă gândesc că problema noastră ar putea fi de la filtrul Y, poate fi înfundat cu ceva mizerie, sau dacă nu, posibil depunerile de calcar. Prima dată vom începe cu desfacerea filtrului Y. Înainte de desfacerea filtrului Y, vom închide alimentarea centralei cu apă. Vom pune un recipient pentru a nu cădea apă pe jos, pentru că avem ceva presiune. Scoatem filtrul Y, vedem dacă are mizerie. Se pare că filtrul Y este chiar foarte curat. Singura problemă vă rămâne doar depunerile de calcar. Voi încerca să pun o tabletă anticalcar direct în filtru Y al centralei. Tableta fiind puțin mai mare, vreau să o tai ca să o pot pune înăuntru. Facem și o probă înainte. E destul de ok. Haideți să începem. Punem tableta, punem și filtru. Vom pune capacul. Ne vom asigura că este destul de strâns. Strângem bine. Apoi vom porni robinetul. De preferat să aveți o cheie pentru a ține contra. Este foarte important când strângeți. Eu nu am la mine, dar încerc să am foarte mare grijă. Și vom da drumul la apă. Așteptăm un minut, două. Apoi vom porni centrala pe apă caldă timp de 3-4 secunde și vom opri centrala. Pornim apa caldă. Se pare că presiunea e destul de scăzută. Tableta încă nu s-a dizolvat. O lăsăm să se curgă. Ea se va dizolva ușor în timp. Undeva la jumătate de oră, chiar poate și o oră dura acest procedeu. Iar pe urmă vom verifica din nou apa caldă. Au trecut câteva ore bune până tableta s-a dizolvat. Între timp soția a spălat și câteva vase. Haideți să vă arăt presiunea apei. Este puțin mai bună, pot spune că s-a îmbunătățit undeva la 10%. Aveam așteptări mult mai mari, dar se pare că nu au fost așa. Posibil ca problema apei calde să fie undeva în centrală, posibil să aibă vreo sită undeva, unde va trebui pe viitor ca să desfac și să desfund. Până atunci, ce pot să vă spun? Puteți să încercați și dumneavoastră acasă. La mine a mers, a dat randament undeva la
10%, exact cum v-am explicat și mai devreme, care pot spune că îmi este de folos momentan, până la operațiunea următoare. Vă urez succes!